mi-am dat seama de un lucru. Filtrele astea foarte edgy, foarte cool. Cu cât înaintez mai mult în vârstă, cu atât mi se par tot mai meh. Am o criză existențială de vârstă. Nu, câteva săptămâni eram exact în colțișorul ăsta în care mă vedeți pe mine acum și aveam ceva de zis pe Insta Story, nu mai țin minte exact ce aveam de zis. Ideea este că, hai să filmez un Insta Story. Nu eram machiată și cumva eram ok cu fața mea, dar nu știu de ce am intrat în transa asta de să arăt cât mai aesthetically pleasing. Eu sunt o persoană care îi place foarte mult ca totul să arate cât mai frumos, ca totul să fie cât mai plăcut vizual, auditiv, din toate punctele de vedere de asta și vlogurile le fac în format 4x3 și pun filtrul ăsta drăguț și îmi place foarte mult să mă joc cu elementele astea și am zis hai să caut un filtru care să nu arate doar fața mea acolo, cât să introduc omul care se uită la story într-un anumit cadru. Și dau să intru printre filtre. Pentru mine, multe filtre de pe Instagram au scop de exprimare, adică nu neapărat pentru a modifica fața, cât pentru a te introduce într-un mood, cum e filtru care are floricele pe față, sau filtru cu aripi de zână, sau filtru cu, mai știu eu, filtre din astea. Și umblu eu acolo printre filtre și efectiv nu-mi place niciunul, pentru că mă uit la mine și îmi zic, that's not me, that's not me. Și pe cât de mult îmi place modul în care arată filtrul respectiv, mă uit și văd cât de tare mă distorsionează pe mine. Și stau și mă gândesc, ori am îmbătrânit eu și nu mai văd fanul în ele, ori nu mă văd pe mine. Și mi-am dat seama că nu mă văd pe mine în imaginea aia. Nu, numai din cauza faptului că filtrul respectiv nu mă arată, nu arată realitatea mea, nu arată modul în care mă vede pe mine, ci arată o imagine a cum mă pun eu online, mă gândesc eu, care e scopul de a modifica fața, gen, cui trebuie să, pentru cine? Pentru cine? Că pentru mine e ok așa. Și mi-am dat seama că am ajuns la punctul ăsta în care în urmă cu câțiva ani eram, doamne feri, nu că nu-mi place cum arată fața mea, că nu, că nu, că dacă și că păca. Da. Self-expression-ul ăsta, multe filtre pe lângă elementul ăsta de personalizat, are partea asta de deformare a feței. Deci eu, oricât îmi place filtrul ăla de zână, după văd că pe lângă aripi mărește buzile și îmi face fața într-un fel așa. Și pe cât de mult îmi plăcea filtrul ăsta înainte, acum așa ceva genul, but it's not me, oricât încearcă să-mi arate personalitatea, mă depersonalizează. Numai pentru că arată cumva cum nu arăt eu. Mi-am dat seama de unde m-am plictisit de ele. Pentru că cu cât încep mai mult să mă obișnuiesc cu mine și să-mi asum că bă, asta sunt eu, ăsta, am nasul ăsta, am ușa asta, nu știu, mi-s ochii într-un fel mai sau așa, când mă uit acolo nu mă văd pe mine, pe când poate înainte, când eram mai nesigură pe chestiile pe care le aveam eu, când mă uitam în filtru îmi dădeam un reassurance că te poți arăta mai frumoasă decât îți mai așa, mai nu știu cum, dar nu e real, știi? Am întâlnit prietene care mi-au zis că nu se mai pot vedea fain în oglindă din cauza că tot timpul folosesc pe Instagram un filtru și le-au pus idealul ăla de frumusețe față de ele. Și ce e trist, că am mai văzut așa chestii pe net, că din cauza filtrelor ajunge lumea să-și facă operații estetice ca să arate ca un filtru și dai o grămadă de bani ca să îți modifici cine ești tu și tu crezi că după operația estetică o să fii mai fericită. Chiar aveam o discuție cu cea mai bună prietena mea că tu dacă nu ești ok cu tine înainte de o operație estetică, nu știu dacă o să fii ok cu tine după, dacă după aia apare alt filtru, dacă după aia apare alt trend și după aia ce să faci? O să faci altă operație estetică? Da, asta vreau să zic și eu, gen, eu n-am treabă cu operații estetice, gen, eu sunt pro-operații estetice atâta timp cât vin de la tine și îți dorește asta, gen, nu ți-o faci dintr-o insecuritate. Da. Îți faci operație estetică, nu știu, că ți se pare că alte fete au buze mari și că tu din cauza lor nu îți iubești buzele tale și vrei să arăți ca ele, gen, why? Știi, dacă vrei să, ok, dacă vrei să-ți mărești buzele datorită ție, că te face pe tine să te simți mai bine, fără să te raportezi la cineva, ok, go for it, dar
sau nu pentru like-urile de pe Instagram. Da! Fetelor, nu faceți chestii pentru like-urile de pe Instagram. Nu vă vindeți sufletului diavolului, sufletul diavolului pentru like-urile de pe Instagram. Da, uite că acum intervenim într-o altă categorie de filtre, pe lângă filtrele de pe Insta care îți modifică fața. Pentru like-urile de Instagram ajungem la filtrele care îți modifică corpul, aplicațiile care îți fac sânii să fie mult mai sâni și aici, așa unde vedeți clădirile astea aici în spate, ele să fie și ele rotunjite odată cu sânii voștri. Sau ție nu-ți place, nu știu, niciodată să ieși în natură, dar ai văzut că nu știu ce blogeriță s-a dus și și-a făcut poză în pădure. Și tu mergi să-ți faci poză în pădure, deși tu urăști natura sau, nu știu, tu urăști o anumită chestie, dar numai pentru că așa e trendul, te duci să o faci, what? Asta mi se pare și un fel de validare exterioară. Bă, be yourself, yourself is the fucking best thing, adică știi că, mai ales eu mă super bucur acum că a crescut TikTok-ul și pe TikTok văd din ce în ce mai mulți oameni cât mai reali acolo și care se exprimă real, uman. Da. Și oameni care acceptă asta, pentru că pe Instagram, din cauza foarte multe filtre, foarte multe poze făcute profi, asta fac foarte multe persoane insecure. Și eu, acum câțiva ani, vedeam blogărițe, influencerițe pozându-se într-un anumit fel și mă făcea să mă simt foarte nașpa că nu sunt și eu așa, gen mă super, super puneam pe mine jos față de persoanele foarte frumoase. Și... acum pe TikTok chiar este un trend pe TikTok care e legat de Instagram și zice ceva de genul că when you stop posting on Instagram for validation and instead you start posting as you really are. Și efectiv oameni, mai ales fete, care arată de la un feed din ăla cu poze super perfecte în care se chinuiau să le iasă feed-ul perfect, acum postează efectiv momente din astea random din viața lor, când îs cu prietenii și râd până la urechi, când le-o pozat într-o poziție funny, când știi poze din astea cât mai raw și autentice și mi se pare tare că chestia asta de raw, de autenticitate, de lipsa filtrelor devine din ce în ce mai vorbită acum și chiar dacă poate începe ca un trend pentru unii, le implementează mentalitatea că e ok să fii așa cum ești, e ok să te arăți așa cum ești și faci un pic de awareness să fii până la urmă tu, că asta e cel mai important. Lasă dacă X e cumva Y e așa, dacă tu te simți bine să fii și să faci exact ceea ce faci tu, do it, go for it. Nu te arăta într-un fel în care nu ești doar pentru validare exterioară sau doar pentru că te compari cu cineva. Nu te compara cu nimeni pentru că tu ești, pana mea, tu-ți faci viața! Și ești o persoană foarte frumoasă din toate punctele de vedere. Vorbesc cu tine, cu tine care te uiți acum, ia aminte la chestia asta. Ce m-a triggeruit pe mine cumva să vorbesc despre self-love, doar vreo trei blogărițe sau influencerițe am văzut care au un feed cumva în care își pun ele cum sunt pozate într-o anumită poziție, știi? Își schimbă poziția și își dau mai jos pantalonii și de fapt vezi că și ele au colăcei, deși toată lumea are colăcei, să fim serioși. Numai că e fain când vezi realitatea. Sau mai era o tipă care avea fața plină de coșuri și spunea cât de insecure era și după aia a început să nu și le mai ascundă și să-și facă poze cu coșurile și machiaje super, super faine și m-a încurajat atâta de mult că eram, avea super mulți followers, deci așa top, top, top și eram, da, bă, uite, mai, vreau să văd mai mulți oameni de genul ăsta în online care să nu mă facă să mă simt prost cu fața mea, cu corpul meu, cu toate chestiile astea și de-aia cumva și eu vreau să încep să arăt, bă, e reală și da, asta e realitatea, suntem oameni, nu trebuie să stau super distorsionată. Raluca a filmat un video despre self-love chiar aici cu mine, o să vi-l las în descriere, spune niște lucruri foarte importante. Am lucruri care nu-mi plac la fața mea, care nu-mi plac la corpul meu, care nu mi-au plăcut foarte mult până când am învățat să le iubesc pe fiecare dintre ele în parte. Și cum am învățat să le iubesc pe fiecare dintre ele în parte, pe lângă ele am lucruri care îmi plac la mine. Le iubesc din toate punctele de vedere și pe fiecare lucru pe care îl am și care îmi place, încerc să le evidențiez tot timpul astfel încât să-mi placă mai tare. Dar cum am învățat să le iubesc pe totul per total, de exemplu prin haine,
Îmi place să-mi evidențiez cât de tare se poartă părțile care îmi plac și fiind conștientă de cele pe care nu-mi plac și pe care nu vreau neapărat să le arăt, le port pe celelalte în sensul în care mă simt confortabilă cu ele. Da, mă simt confortabilă cu talia mea, nu mă simt confortabilă cu burtica mea, o să port pantaloni cu, nu știu, blugi boyfriend, dau un exemplu, cu talie înaltă, care fiind gogoșar de aici în jos, și aici o să port bluzi mulat. Îmi place foarte mult să port bluzi mulat. Uite, acum, de exemplu, nu mă simt pe deplin confortabil în rochea asta, mi se vede dunga de la chiloți, mi se vede burtica, mi se vede talia, ok? Hai să-ți arăt cum aș ieși cu ea în lume. Am două șosete, una de o culoare și una de o culoare. Un maio modelator pe dedesubt care să-mi țină burtica strânsă, curea care să-mi evidențieze talia. Mă simt suficient de confortabil în outfit și bocan. Și mă simt suficient de confortabil cât să-mi iau camera să mă duc într-o cafenea drăguță și să editez video ăsta îmbrăcată exact așa și dacă mă pozez să nu simt nevoia de absolut niciun filtru, nici la față, nici la corp. Acum suntem în generația în care ne este cel mai la îndemână, dacă nu ne place ceva la noi, schimbăm imediat printr-un filtru. Și acum mă refer la filtre strict din punctul de vedere al distorsionării faciale / corporale, decât din punctul de vedere a exprimării artistice prin ele. Ok, o să te facă filtrul ăla să te simți super mișto, super încrezător în tine pentru o perioadă scurtă de timp, după care o să te uiți în oglindă și o să știi că cine e în filtru respectiv. Nu ești tu. Și pentru tine, pentru fericirea ta, asta e doar o un escape de scurtă durată. Am pornit un challenge pe TikTok în care vreau să te invit pe tine să participi la el. Se numește hashtag fără filtru. Ai un sound de la mine în care te rog să-mi arăți o parte a corpului tău care îți place și o parte a corpului tău care nu-ți place, în mai multe categorii. Iar apoi să te vezi în oglindă, să te vezi în ecran acolo în cameră per total și zici, bă, îmi place maxim asta la mine, dar gen per total nu e așa de rău cu chestia asta la altă. Dacă eu nu o să fiu acea persoană care mă iubește pe mine și mi-acceptă toate lucrurile pe care le am, toate defectele, până când nu le mai vezi ca pe niște defecte, cine altcineva o să facă asta tot timpul constant? Pentru că o să fie oameni care o să zică constant că arăți bine, n-ai nicio problemă, și o să fie oameni pe care îi iubești atât de mult încât o să îi crezi și o să crezi chiar în momentul ăla când o să zică că arăți bine și o să ai încrederea aia în tine. Dar dacă oamenii aia pleacă din viața ta și sau nu te mai văd în felul respectiv, toată încrederea pe care ți-o format-o îți cade. Sau dacă vin alți oameni la care ții foarte mult și nu sunt atât de impresionat și spun, mă, mie nu-mi place asta la tine. Mie, de exemplu, eu am avut un fost prieten căruia nu-i plăcea cum arătam eu fizic. Lucrul ăsta m-a doborât pentru câteva luni până când am învățat să mă iubesc din nou. De asta trebuie să vină de la tine, pentru că tu ești persoana aia care stă tot timpul cu tine, de la început până la sfârșit, la bune și la rele, care o să te ridice în momentele în care poate nu o să fie altcineva care să te ridice, dar oamenii o să fie tot timpul în jurul tău, dar tu ești cel mai important om pentru tine. De asta trebuie să înveți să te iubești și să te vezi frumos. Cred că cel mai fain lucru care m-a învățat pe mine iubirea de sine este faptul că după ce am învățat să mă iubesc pe mine, mi-am dat seama cât de frumoasă e toată lumea și cât de frumoși sunteți voi toți și cât de tristă mă face să văd că nu vă vedeți o parte dintre voi pe cât de frumoși ar trebui să vă vedeți. Intră în challenge, nu-ți lăsa trăsturile pe care le vezi tu ca defecte să se joace cu tine și să-ți fie defecte. Și let's do a little bit of self-love! Woohoo! V-am pupat! O să vorbim altă dată, probabil, și despre hainele ca metodă de exprimare și de creștere a încrederii. Eu zic părere că tu ești asta care dă personalitate hainelor și cu cât ai mai mult din personalitatea, cu atât te simți mai bine așa cum ești îmbrăcat. V-am pupat, ne vedem data viitoare!